Fotografiile au fost postate de locuitorii din zonă. S-a ajuns în această situație deoarece Salubritate Sadeva a asistat ridicarea deșeurilor menajere pentru această zonă. Motivul? Asociațiile de proprietari au acumulat datorii foarte mari, unele dintre ele fiind chiar și din anul 2009. Problema gunoaielor a ajuns și la urechile autorităților locale. Anumite asociații de proprietari din zona Micro 15 au restanțe foarte mari la operatorul de salubritate, restanțe care sunt chiar din anul 2009. În cadrul unei ședințe la primăria municipiului Deva am avut o întâlnire cu reprezentanții Salubritate SA și cu administratorii acestor asociații de proprietari pentru a ajunge la un numitor comun și a vedea cum să rezolvăm această problemă. Este foarte important ca cele gunoaie să fie ridicate și este foarte important ca și asociațiile de proprietari să-și plătească aceste datorii. În urma întâlnirii dintre cele două părți s-a stabilit ca până la data de 16 martie asociațiile de proprietari să achite o mare parte din datoriile restante față de Salubritate, timp în care deșeurile vor fi ridicate conform graficului existent. După această dată se va trece la reeșalonarea datoriilor rămase, doar dacă asociațiile au plătit către Salubritate Sadeva cea mai mare parte a restanței. Dacă asociațiile de proprietari nu se vor conforma, după data de 16 martie, operatorul de salubritate și-a rezervat dreptul de a nu mai ridica gunoaiele de pe platformele care aparțin asociațiilor răuplatnice. S-a ajuns în această situație deoarece există datorii foarte mari. Unele asociații au datorii de peste 1,7 miliarde de lei vechi. Salubritatea și-a rezervat dreptul de a nu a mai ridica gunoaiele. Noi sperăm să nu ajungem până aici, deoarece avem promisiuni din partea asociațiilor de proprietari că vor merge să plătească datoriile. Așadar, până la data de 16 martie, deșeurile menajere vor fi ridicate conform graficului existent, iar după această dată rămâne de văzut cum vor decurge lucrurile.